Situație îngrijorătoare la spitalul din Târgu Jiu. Managerul și membrii comitetului director au încercat să nege că au intrat în contact cu directoarea de îngrijiri medicale, care a fost confirmată ieri cu COVID-19. Aceasta ar fi contactat virusul de la sora ei, infirmieră la blocul operator, al cărei concubin a fost internat și diagnosticat cu coronavirus. Directorii au intrat în contact unii cu alții în această perioadă, însă au încercat să se sustragă de la intrarea în izolare. Azi noapte însă, peste 60 de angajați din spital au fost testați, iar până la comunicarea rezultatelor, 10 de persoane au fost izolate. Întregul personal TESA a fost lăsat acasă azi în concedii forțate. Chiar de azi noapte, peste 20 de persoane, cadre medicale, au fost izolate la domiciliu, au primit recomandarea de a fi izolate la domiciliu, iar astăzi s-a instituit această izolare, sau se va institui, urmând ca în cursul de astăzi, după ce ancheta va fi finalizată, și alte persoane din aparatul administrativ de data aceasta al spitalului vor intra în perioada de autorizare la domiciliu. De ce? Pentru a limita infectarea și altor stadii sau pacienți cu acest virus. Le-am recomandat de azi noapte, pentru că am fost în comitet de situații de urgență, în comandament, și le-am recomandat personalul administrativ ca astăzi să-și iau o zi de liber, să nu, cu toate că, așa cum am spus, nu erau confirmate probabil de către Greva, să nu vină la serviciu pentru a limita o posibilă infectare. Situația de la Spitalul Județean Târgu Jiu, unde conducerea trebuie să stea în izolare, poate impune o conducere militară a unității, în cazul în care și rezultatele testelor efectuate vor arăta un grad mare de infectare.